Ministrul Educației Sorin Câmpeanu susține varianta că masca de protecție sanitară să nu fie purtată de către elevi în timpul orelor de educație fizică. Acesta analizează adoptarea variantei practicate de Luxemburg. Sorin Câmpeanu spune că analizează adoptarea variantei practicate de Luxemburg, o decizie finală urmând să fie luată în urma discuțiilor care vor avea loc cu ministrul sănătății. Acesta solicită purtarea măștii de la vestiar până la locul în care se derulează activitățile fizice și mai apoi, după încheierea orei de sport, portul măștii este obligatoriu de la locul în care s-au derulat activitățile fizice la vestiare. Copiii nu vor fi obligați să poarte masca de protecție la orele de sport. Ce părere aveți despre asta? Sunt de acord, pentru că trebuie să respire normal. Mi se pare normal în momentul în care depui un efort fizic, și cred că asta știe oricine, trebuie să ai nasul liber, cel puțin nasul, ca să poți să respiri normal. Cum să poarte masca când aleargă? Consider să nu o poarte la orele de sport, dar în școală, așa, în colectivitate, să o poarte. Păi nu știu cum ar putea să alerge cu masca pe față. Părinții și bunicii refuză purtarea măștii de protecție a elevilor la orele de educație fizică. Aceștia nu pot expira aer curat atâta timp cât au măștile pe față în timp ce aleargă sau fac exerciții într-o sală de sport. Sănătatea lor poate fi pusă în pericol, deoarece nu toți au prima oră de sport și trebuie să poarte aceeași mască o zi întreagă, deoarece nu toți primesc măști gratuite.